Bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamna! Vreau cu toții să-mi spuneți ce este ăsta. Un hangar. Un hangar vechi și părăsit. Exact! Astăzi ne vom pliva cu avionul pe mare. Doamna, vedeți-vă, doamna! Doamna! Urcă! Ei! Bă, dar eu conduc. Dă-te jos! La toată mea să dea jos, ca să am eu chestia. Doamna, eu știu să pictez avionul, vedeți-vă. Da, pictez avionul. Doamna! Doamna! Veni să salon că pe avion. Adio, avionule. Mai pune un avion. Mai spawnează un avion. Nu, uite, coboară, doamna, coboară! Vite avion. Aici jos! Aoleu. Doamna, am găsit altul aici. Oh, uite un alt avion. Haideți în avionul ăsta. Mama, uitați să văd. Mama, am găsit tot un avion. Da, ăla e ăla vechi. Am văzut o capră mov. Luați capra mov. Capra mea mov. Da, unde-i? Veniți, bă, îți dau... te dau afară din școală. Lami. Doamna, eu văd aici un blond care stă pe loc. Doamna, eu văd aici un blond care stă pe loc, îl vedeți dumneavoastră? Nu, eu nu-l văd. Veniți aici. Lami, dă-te jos din avion și trece în coală. La bord! Aici mă cu avionul ăsta. Haideți, urcați. Urcați. Ok. Doamna, la avion posedat. E un avion posedat, da, știu, așa se mai întâmplă. Prima locație este Holy Hedges. Doamna, vorbiți române. Vorbiți române. Holy Hedges. Doamna, văd să-l mai până acolo. Da, dă-l în masă. Doamna, nu vorbiți urât. E, da, doamna, așa ce vreau. Mașina aia. Ele e cam cel mai pașnic oraș. Doamna, haideți să mergem, doamna, haideți să mergem. Haideți să mergem să pescuim, doamna. Bine, o să pescuim. Stați un pic să parcheze avionul. Acum am văzut o lamă. Doamna, am văzut o capră mob. Nu contează. Doamna, ce facem, jefuim? Doamna, a stricat casa la sărac om. Ăla e casa, ăla e turnul lui Gigel. A când Gigel, doamna? Gigel are toată harta? Aproape. Doamna. Ok. Doamna, păi... Vom parca... Uite la malul Gigel, doamna. O capră mov, se spune. Voi parca avionul aici. Căutați unde se și hai să pescuim. Hai copii, căutați undițe. Eu caut, doamna. Mă rog aici la podul. Doamna, cui e podul ăsta? Eu am... Podul? Păi tot al lui Gigel. Doamna, dar chiar acum toată mapa e al lui Gigel. Aproape toată. Păi care e partea? Ce e anul? Dar ce nu e al lui Gigel? Păi vreți să vă spun ce nu e al lui Gigel? Apa de aici. Doamna, cine vă dăge cu sniper? Ăla nu sunt. Cu sniper ăla. Fac pariu că nu sunt eu ăla. Ok, copii, nu mai pescuim nimic, haideți la avion. Doamna, am găsit undiță. Doamna, am găsit ceva. Bine, bravo, copile. Eu până atunci... Doamna, dar unde e avionul? E pe acolo, pe la o piatră. Doamna, am găsit harpun, am găsit un harpun. Bravo, eu până atunci o să fiu la bar. Am găsit o lamă, doamna. Bravo, eu mă duc la toaletă. Bine. Doamna, eu-i distrug cabana lui Gigel. Doamna, eu-i distrug cabana lui Gigel. Ăla cu Gigel, cred că o dau mulți bani pe harta asta. Doamna, văd ăla, mă. Aproape că e în aer. Doamna. I-am învățat să buildez.
Doamna, mă drughez. A patra oară. Păi și eu am găsit niște... niște trei. Doi le-i fac. Gata, am venit. Doamna, i-am găsit ceva, i-am spart casa lui Gigel. Mamă. Doamna, am găsit pești. Bine, mă, iei și mănâncă-i. Am găsit smelt frei. Da, da, eu n-a să simt prin somn. Îl las eu. Deci, pe bune? Nu? Haideți la avion, copii. Doamna, cred că nu mai avem avion. Eu nu l-am mai văzut pe acolo. Ce ai făcut cu el? Da, jur că n-am făcut nimic. Doamna, dacă... pescuim. Doamna, eu pescuiesc. Bine. Mănâncă pește și du-te la avion. Doamna, de ce nu mergem în isla din Nilo? Doamna, de ce nu mergem în Nilo să pescuim la cabane? Unde este avionul? Doamna, dar nu cumva să duc avionul pe apa să plecei. De unde știi? Că nu mai plecei. Tu chiar crezi că s-a dus pe apă? Poate, posibil, nu știu. Doamna, avionul s-a dus în direcția aia, că... Bapa, bapa, în direcția aia. Am găsit eu un alt avion. A, uite ce, uite un alt avion. Hai să luăm pe care eu la... la mie era deja aici. Următorul oraș, cel mai important oraș, care și el îi aparține lui Gigel, este... Da, îl urăsc pe Gigel ăla. Unicul și inevitabilul, sau ce, orice ar însemna asta, cred Lazy Lake. Cred că Lazy Lake nu e adică ăla meu. Juritel ea mea, juritel ea meu. Și-a meu e Lazy. Ba nu, Lazy-ul e al meu. Dar Lazy-ul e al meu, eu am un lucru pentru el. Al tău e Slurpee, Swam. Nu, îl dă-i cu ăla, că-i urât. A, na mini Sweetie Chef, la mini Paradisul. Eu nu sunt urât, doamna, eu sunt... Sacție. Eu vorbesc doamna, cu... Doamna, cu, doamna, că... Adică, că eu am lucrat pentru Lazy Lake, doamna, ăla trebuie să-l iau. Păi da, și te-a plătit tot cu o groază, zice el. Doamna, uite aici! Dați-vă jos! Doamna, capra move de-a lui Gigel. Unde-i capra? Doamna, doamna, am găsit... Doamna, am găsit unde, ce doamna? Unde ți-e? Păi hai să pescu... Doamna, astea-s goale. Tutsu? Da, doamna. Îmi pare rău, aterizez acum în apă. Doamna, uitați-o barcă, doamna! Doamna, aterizez în apă, doamna! Mergem cu barca, mergem cu barca imediat. Acum hai să pescuim și după aia mergem cu barca. Doamna! am scumpundat! Nu zic că te-ai scumpundat cu avionul. Cam, da. Dacă găsiți, luați un dițe și... Stați că am găsit pe târzi. Doamna, vedeți, uitați-vă! Doamna, am găsit... aici e avionul. Aici unde se e avionul. Bravo, dar n-am găsit o dițe. A găsit cineva undiță? Nu, am găsit altfel. Și eu. Doamna, mergem cu barca. Nu, haideți că eu am găsit din asta. Eu n-am de unde să pescuiesc. Da, mergem cu barca imediat, că acum... Doamna! Trece, veniți cu toți la mine. Doamna, vreți să vă arăt unde e avionul? Uitați, e aici, asta fundat în apă. Unde? Îmi pare rău, aici. Aici unde știu, doamna. Aici, vedeți? Uitați aici. În apă. E băguit. Doamna, așteptați-mă. Doamna, eu sunt obosit. Cu toții veniți doamne, aici, sunt veniți cu toții doamne, aici. Doamne, sunt obosită, eu mă duc să mă culc. Veniți cu toții aici, veniți lângă mine, veniți unde sunt eu. Doamna, doamna avionul ăsta e puternic, totuși doar mare. Doamna.
Doamna, sunt obosită. Doamna, sunt obosită. Duțu, dă-te jos. Din ce? Ok, deci stai în picioare. Doamna, sunt obosită. Trece aici. Doamna, mă doare spatele, gura mătii, mă doare spatele. Treceți aici. Doamna, hai. Hai, stai pe serlon. Bine. Bine. Ia, văd. Am făcut foarte fain. Doamna, uitați! Perfect timing! Stai un pic. Doamna! Pe bune, pe bune, doamna! Haideți pe lanșpet și haideți la, la un alt avion. Doamna, ma... Dar nu s-a făcut un avion. Ce fac, mă? Unde ai găsit avion? Gata, am venit. Unde ai mai găsit un avion, Duțu? Unde mergem? Aici, unde e Smoa. E Moa. Am mai găsit chiar... Am găsit chiar... O, avion. Unde? Aici, unde ești eu. Unde e persoana ta? Oh. Unde e și Plami? A, la Plami? Păi... A, te-am văzut. Ega! Ega! Plami, tu du-te singur într-un avion și eu mă duc cu Fireboy. Oh. Dar ce lăsați pe el cu un avion? What? Ok. Hai, Fireboy. Unde? Da, nu-i corect, că mai am avion. Uitați, am mai găsit. Bine, hai fiecare, da, fiecare cu avionul lui. Următorul oraș. Da, următorul oraș, care este al lui Plami, este Retail Row. Yeah, mega minunat. Da, da, lei cu era aia mea. Era lui Gigel. Era. Nu stricați orașul meu, nu stricați. Ah, ești campuzie. E, casa aia nu puteți să o stricați, nu ești nimică. Pe okay. Parte puteți. Da, mă duc, da, mă duc să distrug. Haideți să distrugem orașul lui Plan. Distrugeți! Dar Paradise Palm e tot am lui. Adică Sweaty Sands-ul? Bă, dar chiar copii, hai la Sweaty Sands. Copii, hai la Sweaty Sands, care Sweaty Sands e orașul lui Fireboy și Gigel. Îmi s-o și eu în oraș. Ce? Epa, nu mă interesează, nu mă interesează, gata, ăla e orașul meu propriu, nu mă interesează, dar n-ai pe bine, dai că o să-l sunine. Dar deja să plecăm, mă, să orașul lui PlaySide Park. Nu, îl sună acum pe Gigel. Alo, Gigelei, dai și tu orașul ăsta, lui Fireboy. Păi, dar de ce să-l dau, bă, că eu am plătit, eu am făcut tot. Da, mă, Gigelei, și ce, plânge copilul ăsta după mine, că n-are și el propriul lui oraș. Ce? Orașul meu, căcatul ăla, îl cumpăr așa numai cu niște bănuți. Exact, ai auzit, ți-a dat 200 de bănuți, ești de acord, Gigele? Păi, dar voi deja ați explorat 15 orașe de ale mele, Frenzy Farm, Lazy Lake. Hai, duceți-vă de aici, nu-i dau niciun oraș. E, știi ce? Mai bine, hai că eu vin după tine, Gigele. Nu, doamna, stați un pic, am o idee cu mult mai bună. Stai, vezi că eu i-am închis. Doamna, am o idee mult mai bună, să distrugem orașele lui Gigel. Nu, că sunt prea multe orașe de lor Gigel, toate sunt mai puțin. Nu mă interesează, eu stau și un an să le distrug. Poate sunt în afară de Retail Row. Haideți la mare. La mare. Mergem la mare și după aia. Doamne, am obțat să merg cu avionul cu sus în sus. Avionul meu nu știu unde s-a dus. Avionul meu e cu sus în sus. Cine vrea să căutăm comori? Yeah, haideți la mare. Plami. Doamna, eu nu vreau să caut. Doamna, uitați o ruină! Doamna, am găsit o ruină! Doamna, aici am găsit o ruină. Nu contează, o știu și eu. Doamna, auziți un pic. Eu nu vreau să caut comori. Vreau să mă ocup un pic de orașele lui Gigel. Bine, tu ocupă-te de orașele lui Gigel, eu. Și eu. Nu găsesc comori. Unde sunt comorile? Am găsit o comoară, doamnă. Eu și eu de ce n-am? Comoară! Am găsit o comoară. Și eu.
Un cufăr normal. Aoleo. Hai, aveonule, hai, bătrânule. Avem mult mai de lucru. Uite încă o comoară. Copii, v-a plăcut excursia? Nu, da, doamna, dar mie mi-a plăcut mai mult să distrug orașe. Și mâine. Hai, de distruge! Capramov! Eliminated llama. Distrugeți orașul ăsta de lui Gigel. Distrugeți-l și după aia... Păi ce credeți de acum, doamna? Doamna, nu sunt lui Gigel. Răspundeți lui Gigel. Da, stai că mă sună. Gigel! Că la urmă... Gigel, ce vrei de mă suni? Bă, de ce n-ai bani distrugeți orașul, nesim porcilor? Păi dacă zici că nu-i de lui Firebolt... Da, mă, Javră! Ai auzit cum ți-a zis? Ți-a zis Javră, Firebolt. Na, că ți-am distrus și casa aia mare. Ghici, ăsta nu mai e orașul tău, ăsta e al lui Firebolt. Adios. Doamna, pare rău, dar după război nu vreau să mai fie a meu. Oricum, nu mai vrei și tu mai am închis așa. Opus mâna, ajung o scuta. Un avion. E bine să vrei în viață. Copii, dacă v-a plăcut excursia, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne vedem în următoarea zi de școală.